Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vreau să vorbim despre vacanțe. Practic am putea avea încă 2 zile libere de la stat anul viitor și plus mare potențial de punți și mini-vacanțe. Le luăm pe rând. Senatul a adoptat tacit, a trecut pe la Senat, mă rog, trebuie adoptat de cameră, un proiect de lege prin care Bobotează și Sfântul Ioan Botezător, adică 6 și 7 ianuarie, să fie zile nelucrătoare. De acord. Da. Dacă trece de cameră și e promulgată legea asta, o să ducă numărul zilelor nelucrătoare din România la 17. Frumos. Pe an. Sunt, e adevărat că sunt europene care au mai multe zile nelucrătoare. Diferența e că la ei celelalte zile chiar sunt lucrătoare. Dar, dincolo de asta, bun, o să vă dăm câteva exemple ca să vedeți cu punțile cum se face. Nu le dăm pe alea clasice. Cui ce pică duminică. Să știu cum se face cu punțile. Cine... mai zic sau nu mai zic? De cine învățăm noi de punți aici? Păi de ajutor. Haideți, notați-vă că notați-vă, ne învață Vlad cum facem punți. 24 ianuarie. Păi da, mă, că e important și când pică, mă. Că dacă toate alea care anul nu trebuie... Da, să... da, nu e obligatoriu să pice duminica. Pică duminica, atunci îți strică chichirezul. Anul ăsta pică frumos. Da. Nici sâmbătă să știi că nu e o bucurie să-ți pice. Ziua Unirii, principatelor români. Pică marți. Romine, deci se poate face punte dacă ți iei lunea. 1 mai, ziua muncii este luni. Deci, practic, weekend prelungit. 1 iunie, se unește cu Rusalile. Vine într-o vacanță de, mini-vacanță de 5 zile, pentru că pică așa. Deci, 1 iunie pică joi. Și e potențial de punte cu weekendul următor până luni, grație Rusalilor. Rusalile sunt luni. 4 iunie, Rusalii duminica. 4 iunie, Rusalii duminica. Și... sunt 2 zile de Rusalii. Da. E Rusalii 2, da. 5 iunie, Rusalile luni. Bun. În august, Sfânta Maria, alt weekend. Pe 15 august, ia dormirea Maicii Domnului și pică marți. E potențial de punte cu weekendul precedent. Ziua Națională Rupere. Asta să vedeți la aici, asta e puntea punților. Da, deci începe pe 30 noiembrie Sfântul Andrei joi. Da. Cine în băia deșteptă și alun marți miercuri, un concediu ca să prindă cu sâmbătă duminică de dinainte și o vineri scurtă. Înțelegi? 1 decembrie 1 decembrie vineri și în felul ăsta ai obținut o săptămână lungă. Și ce mai vrei? Gata, mai e 25 decembrie, pică anul viitor, luni. A, deci avem weekendul ăla plus luni, plus marți, plus se unește cu Revelionul. Deci noi la anul cam de pe 1 decembrie putem să ne luăm vacanță. Noi cine? Noi? Noi, da, că nu mai e nimeni pe... mai e cineva pe frecvență? Când... toată lumea ne ascultă, n-ai văzut ce audiență am avut zilele trecute? Adevărul că da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.